Și iată că am venit și la prima partidă de pescuit pe anul 2024 și am venit, bineînțeles, la Ozone Lake. Și uitați, ăsta e tot bagajul meu. Nu mai veneai? Salut! Salut. Bine te-am găsit! Astea sunt ale mele, nu? Nu, sunt doar le folosești. A, doar le folosesc pentru că, după cum v-am spus, le închiriez de aici. N-am mai avut chef să mai stau să umblu prin toate sculele de pescuit, așa că, profitând de faptul că aici pe Ozone Lake putem să închiriem echipamentul de pescuit, ăsta e tot bagajul cu care am venit. O pungă de Sweet Fish Meal, o pungă de Select Black Ground Bait, o pungă de pelete Premium Select de 2 mm, niște pungi PVA și niște oaftere. Asta este absolut tot bagajul cu care am venit. Nu voi nădi, voi da un pic cu dipperul, după care voi plasa pungile PVA exact acolo unde trebuie și o să plecem mustăcioșii, nu? Eu sper să scos câteva crapi, că ar fi cazul pe anul ăsta să arătăm câteva capturi. Aici, pe Ozone Lake, 100% voi scoate cei mai mari crapi. Hai să dăm bătaie. Ah, stai așa că am uitat. Ca să vedeți cât de fiert sunt la prima partidă de pescuit, am venit cu 3 beguri făcute ca să le arunc cât mai repede la apă. Haide! Echipamentul pus la dispoziție de către administrația lacului este format din 3 lansete de la producătorul Aero Carp Base, 3,90 m, 3 livre jumate, dar suficient de puternice, au rezervă destul de mare de putere pentru a putea lansa pungi PVA chiar până la apropierea malului de vis-a-vis. Muletele sunt niște mulete cu care eu sunt obișnuit pentru că le și folosesc, se numesc Prologic Element 7000, le-ați mai văzut în videourile mele și ca și fir, regulamentul lacului impune o grosime minimă de 0,35 mm, de aceea muletele sunt echipate cu fir de 0,35 mm, Claumar Invisalign. Mi-am pregătit toate cele trei monturi, le-am pus pe lansete, deci sunt ready to go. Voi da un pic cu dipperul, voi împrumuta puțin lanseta lui Dragoș de spod, o Daiwa de 3 metri cu o putere de 4,5 livre, să sondez un pic, să găsesc zonele fierbinți, dar sunt sigur, sunt convins că voi găsi crapii și pe apă mică, pe lângă malul de vis-a-vis, pentru că în momente ca acestea, când este soare puternic, apa cu adâncime mică se încălzește mai repede și crapul o va căuta și noi pe el, bineînțeles. Așa că o lansetă cu siguranță va zbura aproape de malul de vis-a-vis și celelalte două pe unde găsesc, ori găsesc crapi cantonați, ori găsesc gropi. Asta va fi strategia mea. Mamă, ce mișto e lansetuța asta lui Dragoș! Numai bună pentru nădit, dar uite că e foarte bună și pentru spod și pentru sondarea cu dipper. Ia să vedem ce ne arată nouă dipperul aici pe standul 3. Ia să vedem. Adâncime de 3 metri, urcă în 2,5. După care iar cade 2,7, 2,8, 3 metri. Nu pot să mă hotărăsc dacă să dau pe adâncimea mai mare găsită în partea asta sau să dau peste acolo unde se ridică în 2,5, după care iar cade în 3. Mă voi hotărâ, voi încerca atât în partea asta pe cea mai mare adâncime, voi da și sus și iarăși pe cealaltă cădere. Dar cu siguranță voi pescui cu o lansetă în malul opus. Deci am găsit 3 variante, toate 3 îmi inspiră încredere. Hai să vedem, să trecem la treabă, să prindem și crab, că pentru asta am venit, nu? După cum v-am spus, asta este tot ce mi-am luat cu mine la această partidă de pescuit, echipamentul închiriindu-l de aici de pe lac. Voi folosi monturi băgate în pungi PVA,
Așa arată montura, nu mai are rost să mai trec prin executarea ei, pentru că bănuiesc că majoritatea dintre dumneavoastră știți cum să o faceți. La cârlig voi folosi două momeli de cârlig, și anume wafter cu aromă de ananas. Prefer ananasul pentru această perioadă pentru că este fructa cu cel mai scăzut pH dintre toate fructele. Și wafter cu aromă de căpșună, cu tehnologia Fumix, adică face pelicula aceea verde în momentul în care ajunge în apă, începe și emană. Deci acestea sunt cele două momeli pe care le voi folosi. Iar în punga pe vea voi introduce pelete de 2 mm Premium Select, Ground Bait Select Black și nelipsitul pentru această vreme rece, Sweet Fish Meal. Doresc să am în interiorul pungii mele pe vea foarte multă parte de ground bait pentru o atracție foarte rapidă și, bineînțeles, peletele mici de 2 mm care rămân acolo pe substrat lângă montură. Ground bait-ul acela va face o explozie în momentul în care ajunge în apă, va face explozia aceea, după care se ridică și se așează înapoi pe montura mea. Folosesc pungi PVA 60x130, mi se pare dimensiunea ideală pentru a ajunge și la distanțe mai mari și pentru a livra o cantitate de nadă suficientă acolo unde doresc să pescuesc. Toate pungile PVA, toate seturile de pungi PVA Claumar vin însoțite și de această paletuță, spatulă, să zicem așa, cu care putem lua cu ușurință și putem să băgăm înăuntru pungii ceea ce ne dorim, cu ce ne dorim să o umplem. În prima fază introduc puține pelete. După care introduc montura. O să fac așa, multistrat. Acum băgăm puțin Select Black. Select Black conține și pelete sparte, deci ne ajută și la mecanică foarte, foarte mult. După care niște Sweet Fish Meal. Și, bineînțeles, încă puține pelete. Bineînțeles, îi lipim colțurile pentru a avea o aerodinamică cât mai bună. Și ia uitați-vă cât de apetisant arată acest bag.
Fiind un fan înrăit al produselor Daiwa, nu am putut decât să mă bucur extraordinar de mult în momentul în care a apărut pe piață acest compleu. Putem găsi disponibil pantaloni scurți, tricou, pantaloni lungi, hanorac și șapcă. Și bineînțeles, pentru momentele în care este cu adevărat frig, avem și piesa care ne va încălzi. Să ne asortăm, zic, nu? Voi cu ce vă asortați? Ce să credeți, oameni buni? Acolo unde e pește, trage și când e frig afară. Ia uite. Superb crab comun. Hai să că vreau un sol jos. Primul a venit sol jos. Nu odată cu micii ăștia de la Ozana. Agitat, de la Ozana. Cei mai buni. Cei mai buni, numărul 1. E o foame, așa e când treci de crăb. Știi, te dor tot, toate alea. Să-ți recapezi puterea. Auză-l cum spui. Auză-l. Am venit la fix că sunt gata micii la Ozana. Ai muștar? Da. E cu pâine. Voi, direct. Mamă, ce e aici? Iată că am ajuns și la finalul primei partide pe urmele crapilor a anului 2024 aici pe Ozone Lake. Am petrecut 24 de ore minunate pe acest lac alături de colegii mei de la Claumar Pescar, unde ne-am distrat, am prins și crapi, am prins și sturioni, totul a fost la superlativ. Și vreau să vă zic ceva, marele avantaj în momentul în care îți închiriezi echipamentul de aici de la administrația lacului este că acum poți să plec. Fire întinse!